dimineață și din toată inima spunem binecuvântat să fie numele Tău. Dorim, Doamne, să cântăm, să cântăm spre lauda Ta, din toată inima să-Ți aducem mulțumirea și închinarea care Ți se cuvine, Doamne, pentru că ne-ai arătat o dragoste atât de mare prin Domnul nostru Iisus Hristos. Slavă Ție! Amin. Doamne, mulțumim că ai venit în lumea noastră și ai purtat asupra Ta păcatele întregii lumi. Mulțumim că ai luat vinovăția noastră prin jertfa Ta de la cruce și ne-ai mântuit. Glorie Ție! Mulțumim, Doamne, că prin harul Tău și prin bunătatea Ta ne-ai dat viață și astăzi și putem să stăm astăzi cu bucurie înaintea Ta în locul acesta. Mulțumim, Doamne, că ne-ai binecuvântat cu sănătate în trupurile noastre și ne-ai ajutat să ajungem aici și să ne bucurăm unii de alții, să ne bucurăm de Tine, să ne bucurăm în jurul cuvântului Tău, să avem părtășie unii cu alții. Te rugăm, Doamne, să primești închinarea noastră, lauda noastră, mulțumirea noastră și în tot ce facem și astăzi, am vrea ca inimile noastre să se înalțe înaintea Ta și Tu să le sfințești, să le curățești după voia Ta. Tu să le umpli de prezența Ta, de cuvântul Tău. Să ne ajuți, Doamne, ca pășind în lume să trăim pentru slava Ta, să fim o mărturie bună în mijlocul oamenilor în care ne-ai așezat. Și vrem ca în tot ce facem, numele Tău să fie binecuvântat, de acum și până în viac. Amin. Amin.